A devenit deja o obișnuință pentru șoferii giurgiuveni ca la sfârșit de săptămână să întâlnească echipajele poliției rutiere pe toate drumurile din județ. Nici acest weekend nu este o excepție. Consumul de alcool, depășirea vitezei regulamentare sau neacordarea de prioritate sunt doar câteva din aspectele urmărite în acțiunile din weekend. Ceea ce trebuie să știe conducătorii auto este aceea că vom avea toleranță zero cu privire la consumul de alcool, toleranță zero la încălcarea regulilor de circulație, la cauzele frecvent generatoare de evenimente rutiere și pe lângă alcool avem viteză, avem traversări neregulamentare de către pietoni, avem neacordarea de prioritate. În paralel, echipajele poliției rutiere continuă o altă acțiune aflată deja în derulare, verificarea tuturor vehiculelor înmatriculate în alte state. Foarte multe mașini înmatriculate în alte state sunt folosite de către persoane care sunt certate cu legea la diferite fapte și după constatările noastre, ele nu sunt incluse în baza de date. Și această acțiune va fi de verificare a provenienței, de verificare a inspecției tehnice, de verificare a RCA-ului, acolo unde vom constata că mașinile respective nu sunt implementate, vom întocmi o fișă și le vom implementa în această bază. Chiar dacă vor fi supravegheate toate drumurile din județ, polițiștii de la rutier vor pune accent pe zonele cunoscute cu risc ridicat de accidente, scopul tuturor acestor acțiuni fiind prevenirea evenimentelor rutiere. În concluzie, sfârșitul de săptămână pentru poliția rutieră este la servici, prezență activă, să nu avem evenimente rutiere, iar în cazul în care, aș vrea să fac o recomandare, în cazul în care vremea se va schimba, reamintesc tuturor conducătorilor auto că e necesar, e nevoie, e obligatoriu să schimbe anvelopele de iarnă cu cele, anvelopele de vară cu cele de iarnă. Am spus când vremea se va schimba sau dacă avem giurgiuveni care se vor deplasa în zona de munte, așa cum s-a anunțat meteo, e nevoie de cauciucuri de iarnă.